Am revenit în studioul Iași TV Live. Discutam înainte de pauză de publicitate despre admiterea la Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași, despre ce înseamnă această universitate pentru tineri. Avem în vedere că trăim vremuri grele cu schimbări climatice, cu alimentație, eu știu, cu riscuri și iată că tinerii se îndreaptă către studiul acestor domenii. În platou alături de mine se află în continuare domnul conferențiar universitar dr. Denis Țopa, decanul Facultății de Agricultură din cadrul USV Iași. Ne spuneați despre agricultura modernă, cea inteligentă, e necesară, e binevenită, continuă cu siguranță să se upgradeze și aceasta vine să ușureze munca tuturor în agricultură și poate să aducă mai multe rezultate și mai bune. Da, într-adevăr, prin acest tip de agricultură, asta este viitorul, fermierul încearcă să-și ușureze munca, de multe ori reușește acest lucru, bineînțeles, cu anumite investiții. Pentru că este un sector nou și ca orice lucru nou, la început are un preț ceva mai ridicat. Dar, într-adevăr, nu vom putea în viitorul apropiat să ne dezicem de această agricultură smart, agricultura inteligentă și trebuie să ne o apropiem cât mai mult. Avem în derulare, dacă pot să zic așa, această perioadă de caniculă extremă. Unii spun că nu e primul an, de ani și ani vedem aceste temperaturi mari, însă de la un an la altul, cred că rezultatele sunt din ce în ce mai grave. Da, ce într-adevăr. Se vede din rândul specialiștilor? Schimbarea climatică este un fenomen pe care îl trăim. Fiecare dintre noi trăiește acest lucru. Nu este pentru prima dată în evoluția omenirii, dar observăm că de la un an la altul se acutizează. Ați spus că există o perioadă cu temperaturi foarte ridicate, totodată pe fondul unei secete pedologice accentuate. Și noi am observat aceste lucruri, de exemplu, în cadrul fermei ezereni, noi monitorizăm în permanență condițiile climatice cu ajutorul stațiilor meteorologice instalate pe câmpurile experimentale. Noi monitorizăm umiditatea în sol cu ajutorul unei rețele de senzori. Dacă ne gândim strict la terenul pe care îl avem noi în cadrul fermei, noi, într-un fel, în acest an agricol, am fost un pic favorizați pentru că au survenit ceva ploi pe parcursul primăverii, ceea ce ne-a ajutat foarte mult pentru a obține o producție rezonabilă la cultura grâului de toamnă, de exemplu. Dar arșița de pe parcursul verii, lipsa precipitațiilor, ne-a afectat și pe noi în ceea ce privește culturile de floarea soarelui și de porumb. Pentru a preîntâmpina apariția acestei secete pedologici pentru a veni cu soluții tehnologice care să mai atenueze lipsa apei din sol, noi testăm diferite sisteme de lucrare a solului. Dacă sistemul clasic, de care știe toată lumea, presupune arătura an de an a solului, cu întoarcerea brazdei, cu omogenizarea acestui strat de sol numit brazdă, ceea ce are, bineînțeles, multe efecte benefice, dar de multe ori duce la pierderea apei din sol și apa este atât de importantă în aceste momente, lucrările conservative renunță total sau parțial la executarea arăturii și abordăm dintr-o altă perspectivă. Totodată, la suprafața solului lăsăm resturile vegetale ale culturii anterioare, ceea ce îmi va asigura o zonă de umbrire, o zonă în care razele solare nu vor cădea direct pe suprafața solului,
și în acest mod se conservă apa în sol. Aceste agricultură sisteme, conservativă. Agricultură conservativă se numește, într-adevăr. Am discuții cu fermieri, am avut acum 2 ani discuții cu fermieri, a fost un an extraordinar de greu, 2020, 2022 iar este un an foarte greu. De fiecare dată când fermierii au aceste probleme cu lipsa apei în sol, cu lipsa precipitațiilor, perioade caniculare, își amintesc că există și agricultură conservativă. Deci e alternativă la agricultura convențională. Este o alternativă, este o alternativă, aduce multe beneficii din punct de vedere agrochimic, din punct de vedere fizic sau microbiologic. Fermierii, din păcate, își amintesc doar când există un an calamitat. Când vine un an bun, cum a fost 2021, toți uită de aceste sisteme. Dar specialiștii recomandă tot timpul această... Noi recomandăm să-și aplece un pic viziunea și spre acest domeniu. Sunt o parte dintre ei care fac acest lucru și de multe ori se văd efectele benefice ale acestor sisteme conservative, dar este un trend care este caracteristic întregii Europe. Noi am avut un climat pe parcursul anilor cât de cât benefic. Dacă ne gândim la precipitațiile care cad în nordul Franței, în Belgia, în Germania, erau mai mult decât suficiente la o anumită, în anumită perioadă. În prezent și ei au aceste probleme. Încălzirea globală este un fenomen care afectează întreg mapamondul. Și chiar la nivelul Europei, procentul de teren care este lucrat în sistem conservativ devine din ce în ce mai mare, iar Uniunea Europeană își dorește să, ca acest procent să devină mai mare, dar dacă analizăm ceea ce se întâmplă pe continentul nord-american sau în America Latină, acolo, de foarte mulți ani, startul a fost dat undeva în anii 30 în Statele Unite ale Americii. Avem zeci de milioane de hectare care se lucrează încă din anii 50, 60, 70 în aceste sisteme conservative sau sisteme cu zero lucrări ale solului și reușesc. Deci rezultatele sunt mai bune cu consumul unor resurse mai reduse, oarecum. Ne gândim doar la lucrarea de arat. Pentru această lucrare cheltuim undeva 25-30 de litri de carburant. Momentan este aproape 9 lei prețul carburantului. Și dacă ne gândim la sistemele conservative, deja avem, nu mai avem o această cheltuială. Reducere de 30 de litri de carburant. Nu este singura lucrare care este exclusă, lucrarea de arat. Sunt lucrările ulterioare pentru pregătirea patului germinativ, pentru însămânțat. Renunțăm la aceste lucrări în agricultura conservativă sau în agricultura cu zero lucrări. Singura cheltuială cu carburantul este pentru însămânțarea culturii și pentru tratamentele care se fac ulterior, împotriva bolilor, burienilor și dăunătorilor. Poate aici prețul este un pic mai ridicat, pentru că tot rămâne... sunt și ceva minusuri. Vom avea probleme ceva mai mari, poate, cu gradul de îmburienare și cu atacul de boli și dăunători. Asta înseamnă că plantele pe care urmează să le consumăm vor fi afectate mai mult de substanțe? Nu într-o manieră semnificativă, dar poate ușor... Probabil că sunt dezbateri în această... Este ușor un pic mai chimizată. Dar în prezent, dacă am renunțat total la chimizarea agriculturii, nu am avea pierderile ciuma. Ar fi undeva la 40-50%. Iar renunțarea totală la chimizare, prin renunțarea totală la chimizarea agriculturii, nu putem să hrănim cele 8 milioane de locuitori, 8 miliarde de locuitori ale a planetei. Există și varianta de agricultură organică, agricultura ecologică. Se dorește ca în Uniunea Europeană să se ajungă undeva la un procent de 25%. Și România va încerca să atingă și ea acest procent. Aici va trebui să renunțăm la îngrășămintele de sinteză. Putem folosi o gamă mai restrânsă de produse pentru combaterea bolilor, pentru combaterea buruienilor, dar și calitatea hranei este alta.
Așadar, în această zonă de bio, sunt folosite totuși anumite substanțe? Sunt folosite anumite substanțe acreditate. Dar nu sunt nocive? Nu. Pentru că știu că și aici sunt dezbateri pe această temă. Nu, că sunt, nu e chiar bio, nu, nu bio nu e chiar bio. Principala sursă de nutrienți, de exemplu, poate fi gunoiul de graș, provenit tot la fel din ferme care cresc aceste vaci în mod ecologic. Dar nu trebuie să fie doar pentru agricultura ecologică. Gunoiul de graș poate fi folosit și în agricultura convențională și aduce, în afară de aportul de azot, de fosfor, de potasiu, aportul de materie organică, deci aduce și alte efecte, aduce alte beneficii sistemului de agricultură. Și așa, în rândul oamenilor obișnuiți, sunt tot timpul discuții, ba că este eco, ba că este bio. Care e diferența dintre aceste două? Că tot sunteți aici și... Depinde de termenul, depinde de regiunea, țara care îl folosește. Ele sunt se într-un fel tot similare. Noi în România vorbim de agricultură ecologică. Și în magazine vedem produse bio. Produse bio, produse ecologice poartă acea etichetă cu produsul ecologic acreditat de Ministerul Agriculturii. Există un sistem special de monitorizare a fermierilor care produc bio. Există anumite regulamente și regulamentele pe care operează fermierii din România sunt similare cu regulamentele Uniunii Europene. Așadar, dacă poartă acea etichetă pentru produs ecologic, în mod sigur acel produs este recunoscut ecologic atât și în România, cât și în Germania sau Franța sau altă țară a Uniunii Europene. Aici avem cazul etichetelor, dar la piață nu putem vorbi despre etichete și cum putem alege acolo? La piață, într-adevăr, nu putem vorbi despre etichete. Putem vorbi despre produse naturale. De multe ori aceste produse sunt într-adevăr calitative, cred în ele. Dar nu știm ce înseamnă natural. Nu știm ce înseamnă natural din punct de vedere a cercetătorului. Atunci când fac analiza chimică și observ un buletin de analize, pot spune că acel produs este lipsit de anumite substanțe nocive. Doar așa, organoleptic, văd o roșie frumoasă, gustoasă, mare, poate gustoasă, poate mai gustoasă decât cea din supermarket, dar nu știu ce este în spatele acelei tomate. Deci de exemplu poate avea un gust foarte bun, chiar poate dacă este stropită cu substanțe nocive. De multe ori sunt micii fermieri care nu stăpânesc destul de bine rețetele de tratament. De multe ori, din exces de zel, pot suplimenta aceste doze și asta nu este bine pentru produsele care sunt ulterior vândute prin piețe. Dar nu zic că toți fac lucrul ăsta. Cred în produsele naturale, cred în produsele din curtea țăranului da, român. Cum putem să ne ferim de aceste produse din piață pe care, eu știu, nu le putem identifica noi? Momentan este mai greu. Nu există în piață laboratoare acreditate care să facă aceste analize. Aparatele care generează buletine sunt scumpe, destul de scumpe, iar kiturile pentru analize sunt iarăși destul de scumpe. Perioada în care obțin rezultatele de regulă este destul de mare și de multe ori nu pot să identific în modul ăsta. Probleme sunt și la nivel național cu produsele care pot veni din poate spațiul extracomunitar, unde nu sunt aceleași reguli ca în Uniunea Europeană. Mă gândesc la produsele din Turcia, poate. Au mai fost situații da, publice, făcute publice, cu tot felul de marfă perisabilă venită din afara spațiului comunitar, le știm. Să revenim puțin la secetă, pentru că aceasta este cea care ne ia toată atenția în această perioadă. Ce se întâmplă pe viitor? Dacă vor continua astfel de fenomene meteo, cu valuri de căldură foarte mare, fără precipitații, cum se va schimba agricultura? Deja, dacă mă gândesc la colegii de la
Universitatea Agronomică din București știu că testează diferite specii și au aclimatizat diferite specii care nu erau, care nu creșteau în țara noastră, specii din zona mediteraneană, și colegii, cred că de la Universitatea din Craiova, fac același lucru. Vorbim de zona de sud a țării, unde climatul este mai blând pe parcursul iernii. Poate spectrul, gama de culturi se va extinde. Acest lucru s-a observat, de exemplu, și în viticultură. Dacă 20 de ani în urmă arealul de cultura vinurilor roșii nu era specific zonei Moldovei, odată cu încălzirea climatică, și aici au început să apară vinurile roșii, și cred că la întreg sectorul agricol vor fi schimbări de această natură, însă dacă lucrurile continuă în această direcție și nu se vor lua măsuri, vom avea de suferit cu toții. Vedem creșteri ale prețului produselor. Momentan, tona de grâu la bursa Matif, la bursa din Franța, a ajuns la 340 de euro. Față de... Ne gândim, este de 3 ori mai mare decât acum 3 ani în urmă. Nu știm unde se va ajunge. Prețul carburanților a crescut. Fermierii vor trebui să ia până la urmă măsuri, vor trebui să se îndrepte mai mult spre agricultură conservativă și va trebui să investim mai mult în sisteme de irigație. România are potențial. Apa este o resursă limitată. Din fericire, noi trăim într-o zonă unde ne putem bucura pe deplin, momentan, de această resursă. Am putea să irigăm suprafețe mult mai mari și politicile Ministerului Agriculturii trebuie să fie în acest sens, în a sprijini fermierii pentru a investi în irigații. Deci, iată că la Universitatea pentru Științele Vieții materialele sunt provocatoare, are studentul material cu care să lucreze, sunt noutăți, trebuie să se adapteze, trebuie găsite soluții, teoria vine și ea din... De fapt, vine de la început cu noutăți. Spuneam că tocmai s-a terminat perioada de admitere, sunteți în faza de înmatriculări, nu mai e mult și trebuie să vină studenții la Iași să se cazeze. Unde îi primiți? Da, avem 5 ca mine, toți bobocii noștri vor primi cazare. Dacă nu mă înșel, de la 3 august va începe înscrierea în online. Căminele sunt dotate cu internet, televiziune prin cablu, mașini de spălat, bucătării. Avem un cămin ultramodern, căminul A5, doar 2 locuri în cameră. Avem un campus extraordinar, într-o zonă extraordinară a Iașului. Un parc senzațional. Avem o bază sportivă de excepție, 2 terenuri de fotbal, sală pentru fitness, o sală pentru tenis, un alt teren exterior pentru tenis și basket. Deci, în afară de condiții de trai civilizate, studenții noștri pot avea și activități recreative în campus. Practic, ne uităm la aceste servicii pentru studenți care sunt în Iași și le vedem și peste hotare la universități mari. E foarte important pentru cei tineri să aibă nu doar spații de învățare, de cazare, cât și activități. Și ați venit în sprijinul lor. Ce urmează? Vă mai gândiți să le oferiți, eu știu, alte facilități? Sala de sport e importantă? Este importantă. Cantina, restaurant, nu am precizat. Pe tot parcursul anului universitar anterior, noi am oferit, am făcut diverse concursuri prin partenerii noștri, am scos la bătaie diferite promoționale, cărți date de către colegi, iar unii dintre partenerii noștri au inițializat, de exemplu, diverse concursuri, diverse proiecte. Anul trecut au fost 2 burse pentru cele 2 semestre, în valoare de 1000 de euro. Studenții noștri trebuiau să vină cu idei, să facă un mic proiectel și o echipă de cadre didactice împreună cu partenerii stabilea care este cel mai bun proiect, iar un student
la sfârșit era premiat cu acest premiu rezonabil, spun eu, de 1000 de euro. Acum suntem pe final și aș vrea să ne spuneți așa în câteva cuvinte cum arată viața unui student la Universitatea pentru Științele Vieții. Din discuțiile avute cu studenții care am fost apropiat în ultimul an, le place ceea ce se face la noi. Multora le-a lipsit activitatea studențească, dacă ne gândim perioada pandemică și de-abia așteptau să ajungă la școală. Au fost încântați că am fost prima universitate care la începutul anului am organizat primul bal al bubocilor după perioada pandemică și cred că într-o mare măsură sunt foarte încântați de ceea ce se întâmplă la noi la universitate și la Facultatea de Agricultură. E perfect atunci, asta înseamnă studenție, să vii să trăiești cu totul acolo. Vă mulțumim pentru toate informațiile pe care le-ați adus și vă mai așteptăm în studio. Să rămână. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Andreea Luca, ne vedem săptămâna viitoare. O seară frumoasă!